Astăzi jucăm Stumble Guys, dar am adicție la sărit. Ei bine, ce înseamnă asta? Poate vă întrebați, oare ce sunt semne adicție pentru sărit? Păi, dacă nu știți, oricum cred că știți, dar hai să-l zic. Asta înseamnă că va trebui să sar în continuu, deci nu mă pot opri din sărit și cred că într-un fel va fi greu, deoarece eu trebuie să apăs numai space în continuu și la unele părți nu cred că ar trebui să apăs space așa. Cred că mi se duce space-ul după episodul ăsta, eu nu mai am space. Cred că rămân fără space. Și da, dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să vă abonați, dați un like și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenger, deoarece la acest episod challenger-urile le vedeți chiar acolo pe ecran, adică comentariile voastre și hai să începem cu episodul, intrăm așa, mamă. Deci avem skinul ăsta de Mr. Stumble, dar hai să ne punem și noi altul, că pe live am făcut o chestie să ne punem toți același skin, dar hai să intrăm în primul meci acum cu Mary Skeleton și să vedem dacă putem să facem și noi ceva. Și eu trebuie să apăs în continuu pe space. Mamă, pe cum e, mă, asta? Mamă, și eu gen fac și double jump, adică eu merg numai cu double jump-ul dacă... Paolo, păi înseamnă că eu merg numai cu double jump-ul. Bă, păi da... Dacă apăs în continuu pe space, bă, eu nu mă așteptam să fie chiar atât de greu. Doamne, cât de greu poate să fie, mă, challenge-ul ăsta, eu chiar nu mă așteptam să fie chiar atât de greu. Eu credeam că pot să fac ceva, dar uitați-vă la mine, sunt numai pe burtă, bă, eu n-am cum dacă apăs în continuu space, eu n-am cum să trec, mă. Cum trec eu de partea asta, mă, bă, dacă mă calific vreodată, chiar sunt curios dacă pot să mă calific, dar eu zic că n-am cum să mă calific, adică așa, la cum fac în continuu. Păi, cum să mă calific eu? Nici n-am cum să mă calific, pe bune, din... Uitați-vă că trece toată lumea, numai eu nu, eu sunt ultimul. Ce a fost challenge-ul trecut? Dar ce challenge-ul ăsta? Adică challenge-ul trecut, eu n-aveam voie să sar. Deci n-aveam voie să sar și acum trebuie să sar în continuu, bă, și eu credeam că era greu ăla. Dar de fapt, uitați-vă la asta, pe eu... Eu, prin singurul fapt prin care... Adică eu pot să trec de hărți, da? Probabil pot să trec de fiecare hartă, dar dacă trebuie să sar așa în continuu, uitați-vă la mine, când ajung eu. Că ajunge toată lumea, mai și lovesc de chestiile astea și m-am dus naiba, pe bune. Bă, dar toată lumea ajunge, eu n-am cum, bă, există o hartă la care pot să trec, gen, nu de la de echipă, că la alea mai trec așa dacă am echipa bună, dar la hărțile astea, uitați-vă la mine cum merg, uitați-vă la mine. Bă, zici că sunt bolnav, bă, dar nu, chiar că sunt bolnav la asta. Mamă, deci, nu știu ce aș putea să fac, deci apăs în continuu space și nu se întâmplă nimic decât să pierd. Cred că acesta este cel mai greu challenge existent pe Stumble Guys, pe care mi l-ați putut da 100%, este cel mai greu challenge, dar așa existent, nu știu, eu tind să cred că da, dar poate sunt altele și mai grele, adică, dar uitați-vă puțin, eu nu cred că pot să trec de vreo hartă, pentru că toată lumea ajunge și eu n-ajung, cred că nici cu boții, mă, bă, dar oare cu boții? Ia să băgăm după un match de test cu boții, chiar sunt curios, oare cu boții se poate să trec? Pot eu trece cu boții sau nu? Bă, da, ia de data asta, poate. Bă, da, trebuie să prind astea, să nu mai sară așa în continuu pe burtă, gen să sară într-un fel așa și să mă duc mai în față, ați prins-o voi. Știți voi ideea despre ce vorbesc eu aici, mamă, dar mă duc aici în ăsta, nu, mă, păi și aici, ok, bine că pot să mă duc uite așa, mă, păi, ce poate să trec și vreodată, bă, sunt curios acum, intru custom, intru cu boții, și hai să băgăm. Unde băgăm? Băgăm aici... Ce băgăm? Random. De ce să bag eu harta anume? Trebuie să dau random, așa, și hai să vedem. Bă, sunt curios. Merge sau nu? Pot să trec măcar cu boții sau nu pot să trec deloc? Chiar sunt curios. Mamă, la asta, dacă sar așa în continuu, la asta nu cred că merge, dar... Totuși nu cred că ar trebui să sar chiar așa cum sar eu, să mă duc numai pe burtă, adică... Cred că pot să mai sar și ceva de genul așa... Da, prins voi ideea despre ce zic, adică să mă duc așa puțin și să sar. Dar oricum eu tot apăs pe space, tot apăs pe space în continuu. Și mamă, sunt curios dacă cu boții mă descurc. Bă, eu zic, hai mă, cu boții trebuie, bă, dacă nici cu boții e... Deci dacă nici cu boții e imposibil atunci. N-am cum, deci n-am cum, dacă nici cu boții. Mă, cum am trecut de partea asta, nu! Aolo. Mamă, deci dacă nici cu boții. Te rog. Bă, da. Aolo. Bă, dar nu pot să mă duc și eu mai... Nu. Așa, bun. Merg pe partea asta, te rog să prind asta așa. Bam. Ba, mă duc și pe aici așa. Apoi space în continuu, nu. Mamă, cât de stresant e, cât de frustrant e. Mamă, săritul ăsta, deci... Uitați-vă la mine și uitați-vă și la boții ăștia cum stau ei așa, de, au aceeași mișcare toți. Bă, bune, suntem NPC-uri grave rău de tot, dar și eu sunt mai NPC. Dacă
cad eu la locul ăsta. În fine, ai bă, bă, cum? Nu, că sunt și eu terminat, pe bune, gen, sunt și eu noob. Adică, n-aveți ce spune altceva, adică n-am ce spune eu, că voi oricum știu că spuneți asta, dar eu n-am ce spune, chiar sunt... Aulo, bă, da... Am uitat să mai sar, bă, acolo, m-am dus așa drept. Aulo, sper să pună. Am uitat să sar, bine, oricum am sărit, dar gen, am stat vreo 2 secunde. Uitați-vă puțin la bății ăștia. Uitați-vă puțin la bății ăștia, unde sunt. Uitați-vă la ei, mă. Uitați-vă la ei, mă. Bă, uitați-vă, mă, la ei. Bă, doamne. Măcar cu boții să trec și eu mai departe, dar hai să vedem la botbe și ce putem face, că aici o să vină buburzile astea după noi și nu mai știm ce o să mai fie de capul nostru, adică dacă sărim așa ca handicapați în continuu. Bă, mamă, păi, cred că mă duc naiba de tot. Cred că mă duc grav rău de tot, băieți. Scuzați limbajul, aproape... Nu. Limbajul aproape, să zic eu, licențios, dar tot este un limbaj normal, n-am vorbit oră și așa. Mamă, dar vin astea pe aici și eu chiar nu știu. Bă, poți să câștig și eu un meci măcar cu boții. Să câștig meciul. Măcar am trecut o rândă, asta e bine, dar măcar, ia, câștigăm meciul, putem să câștigăm și meciul. Sau să trecem de botbeș, mamă, dacă trec de botbeș, chiar sunt tare rău de tot. Chiar sunt tare rău de tot dacă trec în bloc. Gata, mă. Păi da, faza e că sunt și cu boșii ăștia, mor mai repede și da. Bam, 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 runda finală, da. Hai să vedem acum. Mamă. Deci, în mod normal ar trebui să câștig, mamă, dar nu cred că, nu, n-a ajung, mă, primul, n-am cum să ajung primul. N-am cum să ajung primul, n-am cum, deci chiar n-am cum să ajung primul. Dacă mă mai lovesc și de astea, clar că nu mai ajung. Mamă, dar nu pot să fac ceva să nu mă mai lovesc, vă rog. Bă, dar uite cum vin astea fix atunci, mă, ce timing-ul ăsta? Așa, du-te, așa, perfect, m-am lovit în partea asta, mamă, dar nu cred că ajung, mă. N-am cum să ajung, bă, băi, imposibil așa ceva. Lihi, dă-te la o parte, Lihi. Dă-te la o parte, domnul Lihi. Golubov. Mamă, ce nume au pus ăștia la boți, pe bune. Dar n-au avut inspirații și așa, n-au avut inspirații de... La unii au spus Stumble Guy, la alții Golubov și de-astea, îți dai seama, e greu să cauți un nume. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Bă, n-am câștigat noi un întreg meci, măcar am câștigat 2 runde, dar a fost la boți, să vedem dacă chiar se poate trece de asta, pentru că mie mi se părea absolut imposibil. Cred că e imposibil în meciuri normale, deci n-am cum să trec, pentru că mă mișc foarte, foarte, foarte greu. Deci da, dacă ați reușit voi să faceți challenge-ul ăsta vreodată și dacă gen ați câștigat tot meciul, chiar sunt curios, spuneți-mi acolo în comentarii și mă lăsați ideile voastre de challenge-uri pentru episoadele următoare, deoarece este o serie foarte tare și chiar îmi plac ideile voastre. V-am pupat, pa, pa!